La stagiul de pregătire particip 8 sportivi ai CSS Doi Baia Mare, Rareș Preluha, Virgil Ghena, Alin Toma, Marius Andrei Ferariu, Darius Vulturar, Alexandru Harasim, Darin Ionuț Ons, Paul Popoaia, precum și antrenorul Răzvan Popovici în calitate de selecționer național a Under-17 a României s-a reunit pentru un stagiu de pregătire în perioada 4-10 martie la Snagov. Cei 36 de jucători au fost aleși de staful tehnic din cei 46 de rugbiști, selectați în urma trialului național care a avut loc în Baia Mare în luna iulie anului trecut, printre ei și Cristian Balin și Denis Lupu de la CSS2 Baia Mare. Alți doi sportivi ai clubului băimărean, Claudiu Grad și Vlad Bocăneț, sunt în Scoția cu naționala Under-20 aflată într-un stagiu de pregătire la Glasgow, unde va susține și două meciuri amicale.